stai pe bune, Pierre. Tu chiar vrei să mergi la cina aia îngrozitoare? Spune, doctor, astăzi seară am un prost de clasă mondială. Vă rog, ajutați-mă. Dumneavoastră nu ați râvnit niciodată la femeia altă? Eu! Numai puțin să mă gândesc. Nu, nu, lăsați, lăsați. Nu e nevoie. Mă duc să-mi livre ochii, vă bate mahele, ecranurile, minuscule. Vicon! E clasă mondială, e galactic! Suntem și handicapat și părăsit. Dumneavoastră trebuia să meargă în această seară la cină. Da! Asta-i tâmpitul pentru cină. Asta și nu-i amuzant pe loc. Pipie, 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 pe mama l-a tăgăt, pule! Un tâmpit care mai puțin de oră îți împiece soțeala adulter, iar pe tine în brațele controlorului fiscal. Uite-i, Coleanu! Nici dracu n-a citit nenorocita aia de cărțiune. Ce prost am citit eu! Eu! Vreau să aveți nevoie de mine! Nici cas! Ajunge, ca priceput ce dracu, doar nu-i tâmpici. Nu, nu, dar trebuie să punem să repete mult, mult de tot. Deci putem să mai improvizezi ceva pe aici pe acolo. Nu! Ricol? Da! Sună! Iar el striga, fotocalu! Nia! Nia! Fotocalu! E înfiorător de greu să fii pește. Nu mai spun că dumneavoastră în seara asta i-ați răzbunat pe toți proștii care au fost invitați vreodată la vreo cină cu proștii în lumea întreagă. Asta e. La revedere, domnule Piniu.